Catolice de la Roma se exprima, este cea mai fericită zi din viața mea. După moartea lui Iancu de Hunedoara, această trecere de ființă era de plânsă chiar de cel mai mare dușman al său, Mahomet al II-lea, de fapt Mehmet al II-lea, nu mai cunoscut Mahomet al II-lea, deși erau dușmani de moarte, se respectau, oamenii deștepți se respectă, chiar dacă se urăsc în principiu. Au o bătălie între ei, dar să și respectă. După moartea lui Iancu de Hunedoara, apare și formula cu ghilimele. O știți, nu? S-a stins lumina în loc. Am anunțit ce orientare religioasă aveți, de ce confesiune proveniți. Am avut ocazia weekendul trecut să fiu cu o anumită confesiune și n-au fost de acord cu chestia asta, că am fost trimis direct la Scriptură, la Doamne, Doamne și așa mai departe. Sunt un biet ghid de turism, n-aș vrea să sar calul, nu sunt un cunoscător, nu fiind, nu sunt un cunoscător nici în domeniul religios, nici în domeniul istorial. Pentru asta vă pot recomanda vis specializat în teme religioase, în istoria artei. În această catedrală e lucru potrivit doar pe istoria artei să povestiți așa cu 3, 4, 5 ani. Peste 1000 de ani de arhitectură, eu singur.